Spuneți-mi, vă rog frumos, ce ne v-a spus despre casele de aici, din Good Afternoon Residence? Vreau aveți niște întrebări, eu am un speech. N-am să spun absolut nimic despre construcție, despre izolație, despre finisaje, despre acoperiș în 240 de ape, pentru că nu mă pricep. Și apoi sunt informații pe care le puteți lua de pe site. Tot ce am să vă spun eu este legat, dacă vreți, dintr-un punct de vedere extrem și crud de subiectiv. Și anume punctul meu de vedere. Când am venit aici, în locul în care astăzi este casa mea, era nimic. Sau, dacă vreți, materiale de construcții și niște boscheți nedefiniți. Robert Sârbu, cel care m-a întâmpinat, s-a uitat la mine lung cu ochii lui albaștri și a început să-mi spună niște lucruri, cum că în 6 luni mă mut în casa mea. Really? Pentru că sunt în România și cam știu cum merg lucrurile, eram sigură că vreo 10% din tot ce bate câmp eu să se întâmple, iar dacă puneam la acel moment un pariu, îl pierdeam cu succes. În 6 luni m-am mutat în casa mea. După ce am ținut legătura cu grupul de arhitecți, cu grupul de ingineri, cu grupul de constructori, s-a întâmplat exact cum am visat că se întâmplă casa, iar lucrurile au stat exact așa cum a spus Robert Sârbu. Din păcate, nu l-am crezut la momentul potrivit. Ce pot să vă spun despre casa în care stau și zona în care stau sunt lucruri legate strict de păreri personale, de cum văd lucrurile, repet, total subiectiv. Și anume, dacă prietenii mei care stau în case similare, în Domnești, prin Corbeanca, pe lună de iarnă plătesc între 15 și 18 milioane la gaze, eu dau 4 milioane pe lună de iarnă, luna de iarnă neînsemnând soare frumos și cald, ci însemnând vijelie și zăpadă de 2 metri, pentru că căsuța mea, care are o izolație foarte bună, se încălzește în 10 minute. Pe mine mă interesează factura și mă interesează confortul meu personal, mai puțin de ce ar trebui să spun eu, că e gardul frumos și că acoperișul un ape. O altă chestiune pe care am remarcat-o la foarte puțin timp după ce m-am mutat este lipsa de stres. Vin de la bloc. Normal că am griji, ca orice om, am facturi, am rate, am o grămadă de treburi de făcut, dar nu mai am stres. Chestiune pe care n-a putut să mi-o rezolve nici doctorul psiho ce-o fi el, nici mutatul nu știu câte camere, nici bloc, nici cartierul Unirii, ci Good Afternoon. Ah, și încă o chestiune foarte importantă, nu știu dacă știți, e căsuța mea. Alte lucruri despre ansamblu mi-ați cam spus, ce vă place, localizarea... Cam tot, da. E o discuție, prietenii mei când au aflat unde m-am mutat și-au dat o mare palmă peste frunte și au spus, draga mea, stai la 240.000 de kilometri de orice din București. Wrong, stau la jumătate de oră de Unirii Mitropolie, spre exemplu, și stau la 23 de kilometri tot din același loc, de la mine din curte până în Mitropolie, spre exemplu, care e un punct destul de central, zona Unirii, sunt 23 de kilometri. Jumătate de oră fac și din Tei până la Unirii, fac și din, nu știu, s-ar putea din drumul Tabri să fac mai mult. Așa că nu văd inconveniente. Singurul inconvenient, dacă vreți, este că am musafiri mai rar, ceea ce nu e întotdeauna foarte rău. Să înțeleg că vă place liniștea până la urmă, ceea ce vă oferă acest ansamblu, nu? Liniștea e o chestiune relativă. Cred că se găsește înăuntrul tău sau deloc. Până acum nu s-a găsit înăuntrul meu, acum conviețuiesc foarte bine cu ea. E ok, e altceva. Dacă eu am apartament de 4 camere, spre exemplu, în mijlocul Bucureștiului, nu numai că nu regret că nu mai stau acolo, având în continuare apartamentul, dar mă întreb ce mi-a trebuit atât, adică ce am așteptat? Teama că nu se întâmplă? Sau experiența altora care au avut 15.000 de întâmplări nefericite, de la constructorii care au plecat cu banii până la casa, plouă în casă. Cred că mi-a fost teamă de tot ce am auzit în stânga, în dreapta, din viețile altora. Ei bine, a venit Robert Sârbu cu echipa și a zis, auzi, știi ceva? Las-o balt. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult și mult succes în casă.
casa dumneavoastră. Da, e ok. E ok. Nu-mi trebuie decât sănătate. Atât.